Veștile bune se măsoară în zâmbet. Și nu uitați că Evanghelia e o veste bună. E ultima seară. Nu se poate ca un ciclu de ser de felul acesta să nu se încheie cu cel mai important subiect care ar putea să-l desprindem din Sfânta Scriptură. Și anume, exact. Dragii mei, e sfârșit sau e început? Ce e? Încă o dată. E sfârșit sau început? Să începi să trăiești cu Dumnezeu este extraordinar. Nu știu de ce unii îl văd ca fiind un sfârșit. Nu știu de ce unii se blochează acolo. E adevărat că istoria noastră și situația în care suntem bulversează mersul normal al evenimentelor. În mod normal, lumea noastră, direcția în care mergem, se cam înfige în pământ. Nu știu ce să vă spun, dar avem un demers așa spre în jos, urât. În ultima vreme am fost sfătuiți din punct de vedere educațional să îmbrățișăm răul și urâtul. E una dintre filozofiile serioase ale postmodernismului, toleranța față de rău și urât. În esență stau să mă întreb, oare de ce ar trebui să facem lucrul acesta? Și pentru că vorbim despre planul lui Dumnezeu în legătură cu noi, dați-mi voie să fiu rapid în abordarea acestui subiect. Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Luca 17. Versetul 22. Iisus a zis ucenicilor: vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Cum înțelegeți dumneavoastră textul ăsta? Veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Cum e asta? Mântuitorul vorbea unor oameni care se obișnuiseră cu prezența Lui. Se obișnuiseră în fiecare zi să stea împreună cu El. Și Mântuitorul spune, timpul ăsta se va găta. Și apoi, vouă vă va fi dor. Mă uit la generația mea, extrem de flămândă după paranormal, după minuni, după lucruri senzaționale. Vă spun, dacă cineva ar zice, uite, e un lucru paranormal, extraordinar. Uite acolo, în West London, într-o anumită adresă, vă spun, generația mea s-ar înghesui acolo. Ar da buzna acolo, să vadă despre ce este vorba. Dacă s-ar spune, este un Hristos acolo care a venit și ține un lucru nemaipomenit, o serie de minuni, etc. S-ar înghesui oamenii acolo, pentru că, dragii mei, există undeva în sufletul oamenilor un dor după zilele lui Hristos. Există. E adevărat că noi îl îngropăm. E adevărat că îl facem să nu se vadă. E adevărat că fugim după muncă de dimineața până seara. E adevărat că citim toate știrile de pe internet care sunt capabile să ne sperie, dar niciodată să ne arate o direcție. E adevărat că uneori fugim unii de alții. E adevărat că viața este cam așa. Este adevărat că uneori nu mai simțim nimic în noi și dacă simțim, nu mai știm ce simțim. Dar Sfânta Scriptură spune așa: vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiul Omului și nu o veți vedea. Vreau să spun tuturor celor prezenți,
cele mai adânci dorințe pe care le aveți. Poate că nu le-ați identificat, poate că n-ați spus ce sunt, dar sunt dorințe legate de binele lui Iisus Hristos, nu de binele acestei lumi, sau dacă vreți, de răul acestei lumi. Adică, am vorbit cu tineri zilele acestea și visul lor este efectiv dragostea. Și visul lor este să găsească pe cineva pe care să-l poată iubi sau să o poată iubi și de asemenea cineva care să-i dăruiască înapoi dragostea. Și una dintre cele mai mari temeri ale tinerilor din ziua de astăzi este următoarea. Eu am de gând să-l iubesc cu toată inima, dar voi găsi ceva asemănător. Voi găsi pe cineva care să mă iubească în schimb cu toată puterea. Și în timp ce își pun astfel de întrebări, se uită în stânga, în dreapta, la dumneavoastră, la cei care sunteți căsătoriți și ce văd îi sperie. Adică se uită la dumneavoastră și văd, prietenul meu a divorțat, prietenul meu 1 a divorțat, prietenul meu 2 a divorțat, prietenul meu 3 a divorțat, prietenul meu 4. Și după ce se uită la vreo 4 și vede că toți au divorțat, după aceea se uită la el și zice, dar eu voi reuși să iubesc, eu voi reuși să fiu iubită, eu voi reuși să nu divorțez, eu voi reuși. Și se strânge sufletul în oameni la gândul că ori nu vor mai putea iubi, orică ei, chiar dacă vor iubi, vor fi trădați în iubirea lor. Spuneți-mi, după ce aleargă, ce vor? Ce vor? Singurul care nu trădează. Singurul care nu înșală. Singurul care stă la dispoziție și te iubește cu o iubire mai tare decât moartea sau cu o iubire veșnică. Singurul este Iisus Hristos. Înțelegeți după ce aleargă? Ei aleargă după floare, ei aleargă după un om, ei aleargă după împlinire, dar ei de fapt, noi de fapt, noi alergăm după marea, imensa, extraordinară dragoste a lui Iisus Hristos, care de dragul nostru a promis că nu va putea să stea în cer singur. Nu știu cât vă cuceresc următoarele cuvinte. Mântuitorul era la masă împreună cu ucenicii săi. Le servea cina de taină și le spune, nu voi mai bea din acest rod al viței până când voi veni în împărăția mea. De ce spune, nu voi mai bea? Ce e asta? Iertați-mă, am prieteni bețivi, uneori, care mai fumează. Vreau să folosesc exemplul lor. E ca și cum un alcoolic ar zice, nu voi mai bea niciodată nimic până nu mă voi întâlni cu tine. Știți ce înseamnă asta? Știți? Când un alcoolic zice, nu voi mai bea nimic până mă voi întâlni cu tine. Înseamnă un dor extraordinar. Înseamnă ceva extraordinar. Mântuitorul legat de noi cu o dragoste mai tare decât moartea, addicted, cum zic englezii, legat de noi, spune, nu voi mai bea până când mă voi întâlni cu voi. Nu voi mai mânca până nu mă voi întâlni cu voi. Cu alte cuvinte, voi înseta, voi flămânzi după tine. Și în timp ce Dumnezeu spune, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea, în timp ce El promite că va goli cerul într-o zi numai ca să ne ia la El, în timp ce lucrurile stau așa, eu
vreau să mă întreb cu mine ce e. Pentru că din punct de vedere al cerului, eu am toate făgăduințele, toate promisiunile, cum că Dumnezeu abia ține cerul ca să nu vină pe pământ. Cu mine ce e? Ca să răspund la întrebarea asta, citesc mai departe, tot aici, versetul 27, prima parte. Mâncau, beau, se însurau, se măritau. Spuneți-mi, vă rog, ce e asta? Nu citiți textul. Uitați-vă la mine și spuneți-mi ce e asta. Mâncau, beau, se însurau, se măritau. Ce e asta? Poftiți? Nu aud. Înseamnă normalitate, așa o numim noi. Toate lucrurile sunt normale. Toate lucrurile sunt bune. Toate lucrurile sunt ok. Beau, mâncau, se însurau, se măritau. Mai înseamnă ceva. Mai înseamnă indiferență. Omul mănâncă liniștit, bea liniștit, se însoară, se mărită. Dacă ar înțelege condițiile în care el își pune masa și mănâncă, poate că s-ar opri din mâncat. De ce? Pentru că sunt condiții speciale. El mănâncă în condițiile în care întreaga natură, întreaga realitate acestei lumi se pregătește pentru un eveniment mai mare și el stă liniștit și își mănâncă iaurtul. Când lumea, când cosmosul se pregătește pentru un eveniment extraordinar, nu mai mănânci gumă de mestecat. Te pregătești pentru lucruri serioase. Haideți puțin să citim. Există în istoria noastră, în istoria lumii noastre, niște evenimente cu valoare tipologică. Auziți dumneavoastră? Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului sau în zilele venirii Fiului Omului. Oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când Noe a intrat în corabie. Ei mâncau iaurt, iar Noe a intrat în corabie. Spuneți-mi ce ar fi trebuit să facă. Poftiți? Ajutați-mă. Dați-mi, vă rog, prima imagine. Ceea ce vedeți acolo este un val uriaș care a venit, care este simbolul potopului. Acolo este urma unei corăbii care ar putea să fie o corabie în mijlocul valurilor, care sugerează oarecum ceea ce ar fi putut să fie atunci, potopul. În timp ce oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, Noe a intrat în corabie fără să știe cineva. Noe și-a văzut de drumul lui. Noe avea o agendă specială, diferită de acelorlalți. Lumea întreagă văzuse această corabie construită pe un teritoriu uscat, care n-avea nimic de a face cu ideea de port. Un om care lucrase la ea 120 de ani, care le vorbea despre faptul că condițiile climaterice ale pământului se vor schimba, care le vorbea despre faptul că va veni o vreme când izvoarele pământului, apa freatică de jos, plus apa din atmosferă, vor izbucni împreună și pământul va fi pedepsit datorită nelegiuirilor lui, că va fi acoperit de apă
Și că în momentul acela Dumnezeu a construit, a proiectat, a prevăzut această corabie pentru ca să fie un mijloc de salvare pentru oricine. Și în timp ce Noe construia corabia, toți cei din generația lui l-au dus la psihiatru. Da? Și au zis, tu mi-a luat o răzna. Datorită diagnosticului pe care ei l-au pus în legătură cu Noe, nimeni n-a intrat în corabia lui Noe. Noe și-a pierdut mințile. Nu se poate așa ceva. Faci tu treaba asta. Păi bine, Dumnezeu a zis, Noe este un om fără prihană. Să fim serioși. Nu. Dumnezeu, cine e Dumnezeu? Nu există așa ceva. Noi l-am scos pe Dumnezeu filozofic din existența noastră. Noi l-am omorât pe Dumnezeu ala Nice, filozofic, în existența noastră. Și ca urmare, n-are rost. Dumnezeu nu ne poate vorbi pentru că noi i-am interzis să vorbească. Cine dintre noi mai deschide Sfânta Scriptură astăzi ca să-L audă pe Dumnezeu vorbind pentru noi și spunându-ne, intrați în corabie, cine mai face lucrul acesta astăzi, riscă foarte mult să-și piardă prietenii și să demonstreze în lumea aceasta că este mistic, că este retrograd, că este din altă parte. Lumea întreagă mănâncă, bea, se însoară, se mărită, indicând o linie normală, periculos de indiferentă în legătură cu evenimentele care se întâmplă. Repet, periculos de indiferentă. Pe vremea lui Noe, ce s-a întâmplat atunci, repet, realitatea de atunci este o tipologie pentru astăzi. Generația mea este la fel de indiferentă. În ziua de astăzi Dumnezeu vorbește cu aceeași putere. Printr-un dar extraordinar avem posibilitatea să avem Scriptura toți în mâna noastră. Mai mult decât atât, am avut posibilitatea ca o săptămână întreagă să stăm împreună și să studiem. Este unic, este extraordinar. Va schimba asta cu ceva traseul pe care îl avem? Sau ne va lăsa în normalitatea noastră mai departe, adică mâncând, bând, fiecare cu iaurtul lui, fiecare cu problemele lui? În timp ce Dumnezeu spune, Noe a intrat în corabie. Să știți că gestul lui Noe împarte lumea în două. De o parte, există o indiferență totală într-o generație care se află, de fapt, sub judecata lui Dumnezeu. Și de altă parte, puțini care își croiesc drum spre o corabie a salvării. Intră în ea, rămân acolo, așteaptă gestul divin de salvare. Tu unde ești? Versetul 28. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla la fel, adică a idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, ceva mai mult decât în prima tipologie. Mai mult se apropie de ziua noastră, dacă aș întreba câți dintre noi zidim astăzi, câți dintre noi suntem constructori astăzi, câți dintre noi lucrăm în construcții astăzi, veți vedea că o mulțime dintre noi ridică mâna. Mai mult cât se construiește de astăzi, cred că n-a fost vreodată. Mai mult ca astăzi, ca oamenii să fie atenți în mod special la ce vor mânca și ce vor bea, rare ori a fost. Suntem dependenți de mâncare și de băutură.
Mai mult ca astăzi să se vorbească despre faptul că a te căsători este cel mai frumos, este idealul extraordinar al vieții întregi, astfel încât omul să lucreze numai pentru a se însura și a se mărita, chiar dacă o face de vreo 7 ori. Știți? În viață. Mai mult ca astăzi n-a fost niciodată. Și textul vine și ne spune din nou: dacă voi credeți că ăsta este naturalul, dacă ăsta este normalul, dacă credeți că este ok, atunci să știți că pe când s-a întâmplat așa la Sodoma și Gomora, în ziua aceea și în situația aceea, Lot a fost chemat să iasă afară din cetatea lui, din orașul lui. Sodoma și Gomora erau cetăți extraordinare, destul de avansate în zona respectivă, bogate, civilizate, reprezentau un vârf exponențial a ceea ce oamenii reușiseră să facă până în momentul respectiv. Când Lot a ieșit din cetatea lui, din Sodoma, a fost un gest de a întoarce spatele la o civilizație întreagă. Toți cei care l-au văzut pe Noe, iertați-mă, pe Lot ieșind, în momentul acela au zis: ce s-a întâmplat cu el? Ce s-o fi apucat? Ce l-o fi apucat? Cu o noapte înainte, un incident ciudat marcase viața lui Lot. Oameni de altă orientare sexuală decât Lot înconjuraseră casa lui, îl somaseră să renunțe la oaspeții săi pentru ca ei să poată să îi abuzeze în stilul sodomit în care erau ei. Profund atașat de legile locului, care spuneau că gazda este responsabilă pentru oaspeții săi, Lot spune: nu se poate. În contextul evenimentelor de atunci, oaspeții lui, care din punct de vedere al Scripturii erau trimiși supranaturali, îi spun: Lot, este vremea ca tu să ieși de aici, din Sodoma. Dumnezeu îngăduie ca să aibă loc conflictul acela între grupul acela de homosexual și el, tocmai pentru ca Lot să-și dea seama rațional că el întârziase prea mult în cetatea respectivă, că locul lui nu mai era acolo. Dumnezeu vrea ca Lot să înțeleagă lucrul acesta, cel puțin să fie speriat de acea inițiativă violentă și să zică: domnule, e prea mult, m-am săturat, I'm fed up with that, out. Lot nu poate să facă lucrul acesta prin sine. Are acolo rude, are prieteni, are cunoscuți, are o anumită reputație, mai mult decât atât, are un anumit business acolo. Cum să pleci? Dumnezeu îi spune: vreau să pleci în așa fel încât să nu te mai uiți înapoi. Ce înseamnă asta? Să nu te mai uiți înapoi. Să nu-ți mai trebuiască. Așa să ieși. Să ieși din locul ăsta în așa fel încât să nu te doară inima că ieși. Poate că până acum te-a durut inima, dar în momentul în care ai văzut ce se întâmplă aici, în momentul ăsta, să nu te mai doară inima să ieși. În momentul ăsta este momentul să vomiți. Iertați-mi termenul. Este termenul să fii sătul, să zici: nu mai îmi trebuie așa ceva. Ies. Unde, Doamne? Și Dumnezeu îi spune: fugi la munte, ca să nu pieri. Și în timp ce Lot își convinge fetele să fugă împreună cu el și merge mai departe, soția sa, într-un gest de disperare, spune: da, inima mea e legată de acolo, am atât de multe valori acolo, nu pot să o privire să mai ajung înapoi.
Și privirea aceea este fatală. Când ieși, când pleci din Babilon, când îl lași pe Dumnezeu să rezolve viața ta, fă-o cu toată inima. Lasă-L pe Dumnezeu să te convingă că nu merită să plângi după nimic ceea ce lași în urmă. Fă-L pe Dumnezeu să privești înainte în așa fel încât să vezi viitorul și răsplătirea lui Dumnezeu, să vezi pe cel nevăzut și să vezi răsplătirea lui Dumnezeu în așa fel încât abia să aștepți să mergi înainte. Interesant, Dumnezeu îi spune lui Lot, fugi la munte. Nu îi spune, mergi încet la munte. Fugi la munte. Ce înseamnă să fugi? Nu doar fugi de frică că te-ar putea ajunge, ci fugi pentru că ai la ce să fugi. Răsplătirea, prezența lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu înaintea ta este superbă, este extraordinară. Nu-i destul, dragii mei, ca Dumnezeu să pregătească o corabie de salvare pentru tine. Trebuie să vrei să fugi. Trebuie să fii și tu de acord. Trebuie să vezi că dacă Dumnezeu te cheamă undeva, o face pentru că ți-a pregătit o cetate. Pentru că ți-a pregătit o izbăvire. Pentru că ți-a pregătit o soluție, pentru că te iubește infinit de mult. La căderea Ierusalimului, în Matei capitolul 24, Domnul Iisus Hristos spune cam așa, versetul 15. Când veți vedea urâciunea pustiirii așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Am ales textul acesta pentru a face câteva conexii în legătură cu studiile pe care le-am făcut în săptămâna aceasta. Vă amintiți când am studiat despre cineva care vroia să fie în locul sfânt? Vă amintiți? Era cineva care dorea să se dea drept Dumnezeu și să se așeze în locul lui Dumnezeu, în locul său. Surprinzător, Mântuitorul folosește cuvinte de genul ăsta asemănătoare pentru un eveniment care n-are nimic de a face aparent cu asta. El spune, când veți vedea urâciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezată în locul sfânt, când veți vedea că lucrul ăsta s-a întâmplat, a venit urâciunea în locul sfânt, pentru că acel care se așeza în locul lui Dumnezeu, vă aduceți aminte cine era? Ziceți repede. Omul fără de lege sau anticristul. Aici spune, când lucrul ăsta s-a întâmplat, aoleu, deci s-a întâmplat și în cadrul dărâmării Ierusalimului și textul îmi spune că da. A fost un moment când steagurile romane care aveau asupra lor însemnele păgânismului roman, când steagurile romane au fost puse în zona sacră a templului, Dumnezeu spune, când veți vedea aceste lucruri, atunci cei din Iudeia să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă. Cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Nu vi se pare că este la fel ca în zilele lui Noe? Că Dumnezeu a zis, fugi, nu te uita înapoi. Merge înainte. Nu vi se pare că e la fel? Dacă ești pe acoperișul casei, auzi tu, să nu cobori în casă să-ți iei haina, nu vei mai avea 5 secunde. Asta e ideea. Nu vei mai avea 5 secunde. În momentul când vei vedea lucrul ăsta, hotărăște-te, decide-te în momentul acela pentru ca să-ți salvezi viața. Atât de urgentă este din punct de vedere al lui Dumnezeu mântuirea. Nu că nu mai poți să o las pe a doua zi. Aici spune, nu-ți mai lua nici măcar haina. Dacă ești la câmp, nu te întoarce înapoi până acasă. Dacă ești la câmp, pleacă în momentul acela să-ți salvezi viața. Salvarea vieții contează de decizia pe care o iei acum
zice Dumnezeu. Nu vreau, fiți atenți un lucru, nu vreau să manipulez pe nimeni. Nu vreau să vă fac să luați decizii pripite, nu. Dar în ceea ce privește mântuirea, dragii mei, orice amânare contează. Și Dumnezeu ne spune lucrul ăsta. Aici, cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Ori ne vom grăbi să intrăm în bucuria stăpânului, ori dacă nu vom face lucrul acesta, vom rămâne afară. Creștinismul nu este o credință a lălăielii. Cunoașteți termenul ăsta, da? E un jargon oltenesc, nu știu. Dumneavoastră știți? Da. Nu este o credință a lasă-mă să te las. Creștinismul este o credință a deciziei corecte pe care cuvântul lui Dumnezeu ne influențează să o luăm pentru ca să ne salvăm viața. Dumnezeu spune limpede, ți-am pus înainte binele și răul, viața și moartea, alege viața ca să trăiești. Ăsta este scopul pentru care Dumnezeu spune, fugi la munți. Nu pentru că vrea să facă din tine un călugăr, un ascet, nu, ci pentru că este vremea să-ți salvezi viața. Versetul 21, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată Hristosul, este aici sau acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristoși mincinoși, proroci mincinoși, vor face semne mari, minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. V-am spus dinainte, deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie și de dor după Hristos te vei duce, cuvântul spune să nu vă duceți acolo. Dacă vi se va spune, iată-l în odăințe ascunse și vei pleca să-l vezi pe Iisus Hristos pentru că ți-e sufletul dornic după el, cuvântul spune să nu credeți. Păi și ce să fac, Doamne? Păi să vă spun, căci cum este fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Nu, nu va trebui să-L căutați pe Iisus Hristos. Vă va căuta El. Aș vrea să mă ajutați cu această imagine. Iertați-mă, am greșit eu. Se poate? Mulțumesc. Aș vrea să lăsați această imagine aici. Este o imagine stilizată, posibilă sau imposibilă a venirii Domnului Iisus Hristos. Nimeni nu știe cum va fi. Dar aș vrea să rămâneți puțin sub atmosfera acestei reveniri. Aș vrea să vă invit ca în timp ce vă gândiți dacă e posibil această scenă, să vă aduceți aminte de Betleem și să vă întrebați, a fost posibilă scena venirii lui Iisus Hristos în Betleem? Dacă a fost posibil Betleemul, trebuie să fie posibilă și asta. Adică venirea lui. Dacă n-a fost posibil Betleemul, atunci nu e posibilă nici asta. Dar dacă n-a fost posibilă revenirea Domnului Iisus Hristos și Betleemul, înseamnă că n-a fost nimic adevărat. Înseamnă că vorba lui Pavel, zice el, noi, apostolii, am fi niște mincinoși. Iar voi ați fi tot în păcatele voastre. Așa spune Sfântul Apostol Pavel în Corinteni 15. Dar dacă Betleemul a fost adevărat, dacă învierea lui Iisus Hristos a fost adevărată, dacă la Paște spuneți clar în România, Hristos a înviat și dumneavoastră răspundeți, adevărat a înviat. Dacă la Crăciun, peste câteva zile, deși Domnul Iisus Hristos nu s-a născut de 25 decembrie, dar creștinismul a ales cumva sărbătoarea asta să-și aducă aminte
de nașterea Domnului Iisus Hristos, dorind să demonstreze că a fost reală, adevărată, concretă, istorică. Dacă istoria mea a fost intersectată de Iisus Hristos, atunci să mă aștept la a doua intersecție. Nu se poate altfel. Lucrurile se condiționează. Ori cred tot, ori nu cred nimic. Înainte de a trece la un alt pasaj biblic care mie îmi place foarte lung, dați-mi voie să fac o pauză din nou cu imaginea mea cu Dostoievski. Am mai zis de vreo două ori. Pentru cei ce au venit acum, Dostoievski în marele subcapitol al fraților Karamazov, numit Marele Inchizitor, vorbește la un moment dat despre faptul că în Sevilla o mare mulțime de oameni este strânsă în piața cetății. Mântuitorul se hotărăște, prin absurd, evident, nu are nimic de a face cu Evanghelia, este totul o parabolă. Mântuitorul se hotărăște să mai coboare o dată, să vadă ce se întâmplă cu biserica lui, să verifice ce s-a mai întâmplat între timp. Și coboară în Sevilla. Și vine prin colțul din stânga al pieții. Și când vine el, mulțimea îl recunoaște. Nimeni nu zice nimic, dar îl recunoaște. Și când vine marele binefăcător, când vine marele iubitor, când vine Iisus Hristos, mulțimea se îndreaptă către el, este pe punctul să îngenunche înaintea lui, să-i ceară să-i mai binecuvinteze încă o dată, ca altă dată. Țineți minte, vorbim despre revenirea lui Iisus Hristos. Vorbim despre o revenire ipotetică acum, ne vom întoarce la revenirea reală imediat. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos este acolo și mulțimea este gata să-L recunoască, exact în momentul acela, din colțul drept al pieței, apare Marele Inchizitor împreună cu garda lui de onoare. Mulțimea este obișnuită cu Marele Inchizitor, este obișnuită cu respectul față de el, așa că în momentul acela apar doi poli care îi solicită atenția, și Domnul Iisus Hristos de o parte și Marele Inchizitor de altă parte. Și Dostoievski prezintă, surprinde foarte bine oscilația mulțimii care nu știe ce să facă, în stânga sau în dreapta, în stânga sau în dreapta, în stânga sau în dreapta. Și la un moment dat se decid, se hotărăsc. Se pleacă în genunchi în fața Marelui Inchizitor. Obișnuința, tradiția are putere. Repet, obișnuința, tradiția are putere și face pe oamenii respectivi să meargă în virtutea a ceea ce au făcut de secole. Și în ciuda faptului că Domnul Iisus Hristos este prezent acolo, ei aleg să se închine în fața autorității inchizitoriale a vremii de atunci. Inchizitorul trece prin fața mulțimii genunchiate, îl ia pe Domnul Iisus Hristos și coboară cu el în beciurile subterane ale Marii Catedrale. Și acolo, într-un dialog personal între patru ochi cu Domnul Iisus Hristos, Marele Inchizitor îi pune următoarea întrebare. Vi-o amintiți? Vi-o amintiți? Fantastic! Îi zice așa: de ce ai venit să ne tulburi? De ce ai venit să ne tulburi? Este venirea lui Iisus Hristos un element care ne încurcă? Ne încurcă planurile? Ne tulbură proiectele pe care le avem? Așa-i? Asta este marea dilemă a creștinismului modern. Cum este venirea lui Iisus Hristos?
E o binecuvântare sau nu? Haideți cu mine, vă rog frumos, dacă aveți scripturi, deschideți-le în Evrei, capitolul 11. De la versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Suntem la a doua generație după Adam și Eva, da? Abel și Cain. Prin credință a căpătat el, Abel, mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Mă opresc la versetul ăsta asupra unei singure expresii. A primit din partea lui Dumnezeu mărturia că este neprihănit. Vă puteți da seama ce înseamnă ca în viața unui om, un om să primească mărturia că este acceptat de cer? Vă dați seama ce înseamnă? Pentru un om care este acceptat de cer, revenirea lui Iisus Hristos, așa cum ne-o prezintă El, este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla, pentru că El este primit, El este acceptat, El este ales. Venirea lui Iisus Hristos este marea zi a răsplătirii sale. Ochii lor sunt ațintiți spre răsplătire. Ei trăiesc în felul acesta. Acei oameni sunt aceia care au intrat în corabie. Acei oameni sunt aceia care au ieșit din Sodoma. Aceia sunt oamenii care au fugit de la dărâmarea Ierusalimului. Aceia sunt oamenii pe care Iisus Hristos și Dumnezeu i-a călăuzit permanent. Următorul verset se ocupă de un alt personaj, Enoch. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Vreau să vă spun un lucru. Enoch este garanția lui Dumnezeu că anume proslăvirea, luarea la cer, introducerea omului într-o realitate cerească este o realitate și este gata să se întâmple. Enoch a fost luat la cer pentru ca tu să știi că lucrul ăsta e posibil. Dar ceea ce este mai frumos urmează. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Din nou aceeași idee, primise mărturia. Dacă ar trebui să vorbesc despre Abel, a fost ucis în ziua de majorat, dragii mei, de către fratele său. Trist sau nu? Trist? Trist sau nu? Trist. Este unul dintre primii martiri. Deschide lista martirilor. Vreau să vă întreb, a murit trist sau a murit împlinit? Cum a murit Abel? Toată lumea l-ar plânge pe Abel astăzi. Am putea spune că este un tânăr în floarea vârstei care a murit sub mânia fratelui său. Un homicid în familie. Textul spune că cea mai mare bucurie a lui Abel a fost că a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și după ce a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu, vreau să vă spun limpede, omul poate să trăiască și poate să moară fără nicio problemă. Înainte să primești mărturia din partea lui Dumnezeu, nu poți să nici trăiești, nici să mori în păcat sau liniștit. Dacă lucrul ăsta se întâmplă în viața ta sau în viața ta, atunci ești gata, ești pregătit și pentru viață
și pentru moarte. Dacă lucrul ăsta nu s-a întâmplat în viața ta, nu ești pregătit nici pentru viață, nici pentru moarte. Vreau să spun pentru a treia oară, nu ești pregătit să trăiești, nu știi să trăiești, nu știi cum să trăiești. Ratezi cele mai frumoase clipe ale vieții tale și le înneci în nebunia lumii acestea, în nimicul lumii acestea, reduci infinita binecuvântare a lui Dumnezeu la un zero terestru pe care îl avem toți. Dacă n-ai primit mărturia din partea lui Dumnezeu, problema este, o cauți? Problema este, e de valoare? Al doilea, Enoch a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Să primești mărturia că Dumnezeu, că lui Dumnezeu îi place de tine. Te-ai gândit la asta vreodată? Te-ai gândit vreodată dacă lui Dumnezeu îi place de tine sau nu? Mai rămâneți cu mine puțin. Te iubește Dumnezeu? Da sau nu? Sigur? Sigur. Dar îi place de tine? Știți care e diferența? Hai să o luăm băbește. O mamă își iubește copilul atunci când nu ascultă? Da sau nu? Da. O mamă își iubește copilul chiar și atunci când e în șanț beat mort? Da. O mamă își iubește copilul chiar și atunci când e după gratii și îl iubește? Da. Și acum, unei mame îi place copilul ei când nu-l ascultă? Îi place? Îi place când e pe marginea șanțului? Înțelegeți diferența? Dumnezeu spune aici, i-a spus lui Enoch, îmi place de tine. Fără discuție, Dumnezeu ne iubește pe toți. Întrebarea este, ok, dar îi place de mine? Îi place unde mă aflu? Îi place ce fac? Îi place cum îl aștept? Îi place cum îl doresc? Îi place sau nu? Și aici vă rog să vă dați răspunsuri. Sau măcar, vă preocupă? Ce-ar fi, cum ar fi să-i placă? Să zică, îmi place. Știți că în Daniel, mai târziu, de fapt, raportat la evrei, este mai devreme. E mai târziu după Enoch. După Enoch, Daniel e mai târziu. Trăiește în secolul 6 înainte de Hristos. Și Daniel spune că la un moment dat, când un înger al lui Dumnezeu, îngerul Gabriel, a coborât să-i tâlmăcească marea viziune pe care tocmai o primise, Daniel, care se rugase mult timp să știe, să înțeleagă ce vrea să-i transmită Dumnezeu printr-o viziune pe care nu o înțelesese, îngerul Gabriel se coboară la el și începe așa: am venit să-ți deslușesc vedenia, Daniel, dar înainte să-ți spun vedenia, vreau să spun un lucru. Vin de la tronul lui Dumnezeu și am o veste personal pentru tine. Vreau să știi că ești prea iubit și scump. Pau! Îți mai trebuie ceva? Vreau să te întreb, îți mai trebuie ceva decât să știi că îți spune cerul întreg, ești prea iubit și scump? Imaginează-ți că într-o noapte dormi liniștit și la miezul nopții te trezești pentru că simți că undeva în întunericul camerei o lumină ciudată își face apariția. Eu nu cred nici în vârcolaci, nici în stafii, nu despre asta e vorba, da? Vreau doar să vă gândiți, vreau să vă imaginați doar, e o imaginație simplă. La noapte, probabil că nu se va întâmpla asta la tine în cameră, dar imaginează-ți. Și dintr-o dată, în timp ce ești acolo, vezi că o persoană îmbrăcată în majestate stă la capătul patului tău și
Te uiți. Și îți spune doar atât. Valentin, ești un om prea iubit și scump. Și apoi se încheie tot. Mai dormi? Să zicem că dormi. A doua zi dimineața te scoli. Vreau să te întreb cum te scoli. Cum te trezești? Te trezești trist? Te trezești melancolic? Te trezești fericit? Cum te trezești? Dacă ți-ai imaginat, spune-mi cum te trezești. Imaginează-ți. Nu știu. Eu când mi-am imaginat lucrul ăsta, m-am gândit că mă voi trezi într-adevăr fericit a doua zi dimineața. Mi-a spus cineva că sunt prea iubit și scump. Este ceva mai bun de atât, se mai poate? Și în timp ce te îmbraci și în timp ce cânți ceva, ce fredonezi ceva, ce îți aduce aminte de ce s-a întâmplat, auzi o bătaie la ușă. Te duci repede la vizor și te uiți prin ușă. Și vezi că este, cine să fie, fiscul, să zicem că e fiscul. Vă mai pun o dată întrebarea care vi-am pus-o deja, dar asta este. Și ți-aduce aminte că ai o firmă și că pentru ca să ieși bine, să dai bine la fisc, trebuie să falsifici o singură chitanță. O singură chitanță și mai ai timp să o faci. Mai ai timp să o faci. O minciună mică. Nu mare, e mică, nici nu e mult, e puțin. Vreau să te întreb, ai face-o sau nu? Poți să o faci? Ziceți. Nu știu. M-ar interesa să știu dacă puteți sau nu. Puteți? 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 Nu, serios. Nu glumesc. Eu îmi pun întrebarea asta mie. Mai poți să o faci? Fraților, așa se nasc sfinții, fiți atenți. Așa se nasc sfinții. Oameni care nu mai pot. Și zic, poți să faci orice, eu nu mai pot. Așa a zis Luther. Luther așa a zis. Aici stau, eu nu pot face altfel, Dumnezeu așa să-mi ajute. Era în fața marii diete din Worms, ăștia puseseră de gând să-l omoare, își semna sentința de moarte și Luther a zis, eu nu pot face altfel. Punct. Din ce cauză? Din ce cauză? Tot aici. Evrei 11. Vă spuneam, așa se nasc sfinții. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Avea Egiptul la degetul mic. Ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Adică, iartă-mă, să dai gloria primului regat al lumii de atunci pentru ca să suferi împreună cu poporul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, ce minte e asta? Ce om normal este omul acesta? Pui aceeași întrebare care eu pui lui Noe. Ce om normal face o corabie pe uscat? Ce om normal timp de 120 de ani construiește o corabie și își investește toată averea pentru ca să construiască ceva ce n-are niciun sens? Vreau să vă spun, credința n-are niciun sens câtă vreme nu vine potopul. Credința începe să funcționeze atunci când cuvintele lui Dumnezeu se întâmplă, când potopul vine, atunci credința devine eficientă, devine relevantă și toți oamenii zic, a, de aia era nevoie de o corabie, dar era prea târziu.
Pentru că tot ceea ce se întâmplă în legătură cu venirea lui Iisus Hristos, în legătură cu pregătirea noastră, este o problemă de credință. Îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt sau te crezi pe tine din punct de vedere rațional? Pentru că deseori reacțiunea noastră este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu și împotriva credinței lui Dumnezeu sau în Dumnezeu. Cum e? Mă întorc la cuvânt. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului. Din ce cauză? Textul spune aici frumos, pentru că avea ochii ațintiți sau pironiți spre răsplătire. Dragii mei, momentul ăsta a fost momentul motivațional pentru toți martirii, pentru toți oamenii lui Dumnezeu din toate generațiile. Este foarte greu să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, mai ales când sunt o mulțime de întrebări de tipul, dar ce Biblia e adevărată? Dar ce au scris-o oameni? La un moment dat Iisus Hristos a venit, a trăit, a murit și a înviat. Martorii lui au fost în jur de 500 de oameni și apoi alții care au crezut ca ei. Întrebarea mea este, cum să crezi un lucru de necrezut? Cum să crezi un lucru de necrezut că vine și ți-l spune cine? Valentin sau altcineva? Îl vine și spune, uite, a murit, a înviat Iisus Hristos. Dar e de necrezut, nu se poate. Vreau să vă întreb, de ce i-au crezut pe oamenii ăia? Nu vei crede pe nimeni. Că te îndoiești de toată lumea. Decât într-o singură condiție. Dacă ai în față un om care n-a mințit niciodată și nu poate să mintă. Și dacă omul ăsta începe să vorbească despre lucruri care sunt imposibile. Dar pentru faptul că el nu minte, încep să spui întrebarea asta. Omul ăsta nu poate să mintă. Așa e el. N-a mințit niciodată. Martirii erau oameni care nu mințeau niciodată. Oamenii lui Dumnezeu au fost oameni care n-au mințit niciodată. Vecinii lor știau lucrul acesta. Știau că nu poți falsifica nici măcar o chitanță atât, nici o minciună atât. Nu puteau să o facă. Și din cauza asta, când au început să vorbească despre învierea lui Iisus Hristos, sau când tu vei vorbi despre revenirea lui Iisus Hristos, mărturia și probitatea ta de caracter va fi baza pentru ca vecinul tău să te creadă sau nu. Vedeți de ce Dumnezeu dă porunca să nu minți? Pentru ca să facă din tine un om cinstit și ca om cinstit să devii martor pentru Dumnezeu într-o lume care minte. Înainte de a vorbi despre revenirea lui Iisus Hristos, toată lumea trebuie să știe că tu nu mai poți minți deloc, de niciun fel, nici marțea, nici joia, nimic și niciodată. Omenirea trebuie să știe că nu poți să fii fals nici măcar 5 secunde. Omenirea trebuie să știe că tu doar așa ești, pentru ca mărturia ta să aibă valoare înaintea lui Dumnezeu. Așa se nasc sfinții. Și ca să se poată lucrul acesta, trebuie să ai ochii ațintiți spre răsplătire. Citesc mai departe. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Expresie extraordinare. Este singura modalitate în care un om poate să trăiască pe pământul acesta. Cancer. Ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. La asta vă cheamă Hristos. La asta vă cheamă cuvântul acesta. La asta vă cheamă experiența lui Dumnezeu pe care El vrea să o aibă, să o aveți cu El acum, în finalul de istorie pe care îl trăim. La asta vă cheamă. Așa se nasc sfinții. Nu vrei să te renaști și tu? Nu vrei ca acest eveniment
să fie evenimentul pentru care să trăim fiecare? Să nu mai trăim pentru moarte, ci să trăim pentru înviere? Să nu mai trăim pentru sfârșit, ci să trăim pentru început? Să nu mai trăim pentru sfârșit, ci pentru veșnicie, pentru eternitate? Să nu mai trăim pentru un Dumnezeu mort, ci pentru un Dumnezeu viu, care în momentul acesta ne cheamă la sine? Această perspectivă extraordinară a lui Dumnezeu s-ar putea să schimbe viața ta și viața mea. Și dacă nu va schimba asta, nimic nu va schimba. Voi încheia cu o simplă întrebare și apoi voi răspunde cu un text. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată sau nu. Când va veni El, pentru că a promis că va veni, într-o manieră pe care nu o cunosc, știu doar că va fi văzut ca un fulger dintr-o parte la alta. Vis-a-vis de câmpuri de energie și forțe cosmice pe care eu nu le știu. Într-o manieră existențială despre care Biblia vorbește, dar de asemenea despre care eu nu știu. Biblia vorbește despre corpuri proslăvite, despre o nouă realitate pe care nu o cunosc. Dar Biblia spune că este pregătită pentru mine și pentru tine. În momentul acela când El va veni, din nou, unind mica noastră planetă cu marele univers, într-o reală sinteză cosmică, în marea sinteză, pentru care trăim fiecare dintre noi. Când lucrul ăsta se va întâmpla, vreau să vă întreb, cine va fi în centrul atenției cosmice? Ce părere aveți? Eu sunt obișnuit cu biserica mea care vorbește cu mine. Dumneavoastră mă țineți mereu în suspans, nu ziceți nimic. E ultima seară. Vă promit că nu o să vă zic nimic și dacă răspundeți greșit. Nu mă ziceți ceva. Deci, întrebarea este, cine credeți că va fi în centrul atenției? Poftiți? Dragii mei, pentru multă vreme, privind această imagine, am avut certitudinea că Iisus Hristos va fi în centru. Va veni El. Toți ochii vor fi concentrați asupra Lui. Toți îl vor urmări pe El. Rănile sale, gloria sa, mântuirea sa. Am fost convins că ăsta este în centru. Până când am citit în 2 Tesaloniceni un verset care m-a obligat să gândesc altfel. Îl voi citi împreună cu dumneavoastră. 2 Tesaloniceni 1:10. Când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi. Iisus Hristos proslăvit unde? În sfinții săi. Încă o dată, am vorbit până acum de modul în care se nasc sfinții. Iată acum pentru ce? Pentru ca să-L proslăvească pe Iisus Hristos. Să fie proslăvit în sfinții săi și citiți mai departe. Și privit cu uimire unde? Haideți! Citiți împreună cu mine. Și privit cu uimire unde? În toți cei ce vor fi crezut. Va fi căutat chipul lui Iisus Hristos. Va fi căutată personalitatea Lui. Dar unde? În sfinții Lui, în cei ce vor fi crezut. Și din momentul acela, imaginea mea s-a schimbat. Am văzut dintr-o dată cum privirile Mântuitorului mătură planeta aceasta, căutând pe aceia care seamănă cu El, aceia care au în El chipul Lui, aceia care sunt sfinții Lui. Aș vrea să vă spun limpede, înaintea dumneavoastră se vor întinde veșniciile.
Veți avea posibilitatea să înțelegeți din universul acesta ceea ce acum nici măcar nu ne trece prin minte. Probabil că veți vizita civilizații pe care niciodată nici măcar nu le-am imaginat și despre care n-am auzit. Și îmi imaginez eu din nou în seara aceasta că veți fi pe una dintre planete. Și toți cei de acolo se vor întreba cine este. Ei sunt obișnuiți cu vizitatori din altă parte. Universul este într-o sinteză extraordinară. Este un loc superb în care cei dintr-o civilizație vizitează pe cei din altă civilizație. Cei de pe planetă merg într-o altă planetă. Și vei intra și tu în această rețea de uimire în care descoperi noi și noi secrete ale lui Dumnezeu. Și vei fi pe planeta aceea și ceilalți te întreabă, cine este El? Și vei auzi spunând, El este al lui Iisus Hristos. Nu există altă identitate mai puternică în univers care ți s-ar putea atribui. Nu există nimic mai frumos decât asta. El este al lui Iisus Hristos. Ce poate fi mai frumos pentru atunci? Dar vreau să te întreb, ce poate fi mai frumos pentru acum? S-ar putea să nu poți să crezi, s-ar putea să ți se pară prea frumos. Dar toate lucrurile pe care le face Iisus Hristos și care acum s-ar putea să fie irelevante, vor fi relevante în momentul în care istoria va împlini exact cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul zice, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Încă se pot naște sfinți pe pământul acesta. Nu vrei să faci parte dintre ei? Nu vrei ca în viața ta să se nască un sfânt? Nu vrei ca chipul lui Iisus Hristos să prindă contur în ființa ta, în psihicul tău, în felul tău de a fi? Nu vrei să fii așa?